Zilele trecute a fost adoptată hotărârea privind declararea proiectului de investiții conductă de transport gaze naturale, tetila, horezu, râmnicu, vâlcea, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică, ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Astfel că pe viitor, zona de nord-vest a județului Vâlcea, unde nu există conducte de alimentare cu gaze naturale, va beneficia de asigurarea tuturor utilităților în mediul rural. Proiectul va duce la atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă și, în consecință, dezvoltarea economico-socială. Este o veste mult așteptată de horezenii care așteaptă această realizare de foarte mulți ani. Prezența unei rețele de gaze naturale va îmbunătăți condițiile de viață a locuitorilor și va îndeplini Criteriile pentru atingerea standardelor europene de viață prin realizarea acestei conducte în zona de nord-est a județului Gorj, precum și în zona de nord-vest a județului Vâlcea, se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 90.546 consumatori casnici, un număr de 38.839 gospodării, 1.292 de instituții publice, școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale și așa mai departe. Și de de agenți economici și consumatori industriali.